Potrivit studiului, aproape 11% dintre femei au recunoscut că au fost discriminate la locul de muncă. Mai mult, aproape 22% dintre persoanele chestionate au refuzat să răspundă la întrebarea dacă au fost sau nu victime ale discriminării, lăsând loc interpretărilor. Specialiștii spun că această reacție a femeilor este una des întâlnită. Există, cred eu, și o anumită stare așa de a nu spune lucrurilor pe nume, fie dintr-un sentiment de rușine, fie dintr-un sentiment de mândrie personală, că nu s-au confruntat niciodată în familie sau la serviciu cu fenomenul acesta al discriminării. Le-au atins și pe persoanele respective. Studiul mai arată că femeile din Moldova au fost mai des discriminate în viața de zi cu zi decât cele din regiunea nord-vest. Cele mai vulnerabile sunt, se pare, în regiunea nord-est, partea dinspre Moldova, iar cele mai puțin vulnerabile sunt în partea de nord-vest. Cum se explică? Okay. Probabil prin mentalitatea diferită a persoanelor din zonele respective. Este o problemă de mentalitate până la urmă. Adriana spune că până acum nu a fost discriminată la locul de muncă, însă i s-a întâmplat acest lucru pe stradă. Cred că este un fenomen care se întâmplă destul de frecvent în România, cauzat de mentalitatea culturală a românilor și de anumiți factori de zonă, rural, urban, de nivel de educație și așa mai departe. Mie personal nu mi s-a întâmplat la locul de muncă să fiu discriminată. Poate pe stradă sau în viața de zi? În viața de zi cu zi, pe stradă câteodată. Doar schimbarea mentalității poate duce la eliminarea situațiilor de acest gen, spun specialiștii. Femeile cred că trebuie să-și schimbe puțin filozofia de abordare a raporturilor cu bărbații. Femeile trebuie să nu mai fie considerate persoane de mâna a doua. Studiul privind barierele de gen din România a fost efectuat în cadrul proiectului Feminis Să progresăm împreună, derulat la nivel național. Facem acest proiect ca o componentă de educație și formăm aceste femei pentru a se integra cât mai ușor pe piața muncii din România. Proiectul în valoare de 3,7 milioane de euro bani europeni nu se rezumă doar la cercetarea sociologică. Acesta va oferi unui număr de peste 2800 de femei din România oportunități de perfecționare și calificare profesională pe diferite niveluri de competențe, astfel încât acestea să aibă mai multe șanse de integrare pe piața muncii.